Haideți să trecem la ora acum, că ni se întorc din urmă niște deconturi, doamnelor și domnilor. O să vedeți niște imagini de la protestul celor de la Declic în fața Palatului Prezidențial, pe motiv că Roșia Montană nu este trecută în patrimoniu UNESCO. Cu un elefant, da, cu un elefant poleit cu aur, bun, auriu, elefantul nu-i poleit cu aur, dar auriu și așa mai departe. Protestul ăsta ar putea să trezească patriotismul foarte mulți, dar oare cunoașteți toți contextul, doamnelor și domnilor? E foarte interesant să vedem contextul, de ce s-a ajuns la acest protest. Ce s-a întâmplat cu Roșia Montană? Nu e așa că nu bănuiți ce s-a întâmplat? Și cum vine de contul din urmă? Iată contextul. Roșia Montană, repatrierea aurului depozitat la Banca Angliei, recuperarea tezaurului aflat la Moscova, sunt scandaluri care reapar constant în viața publică românească, nu doar din cauza mirajului pe care aurul l-a exercitat dintotdeauna asupra omului, dar și fiindcă, vă vine să credeți sau nu, România este foarte bogată în zăcăminte de aur și nu numai. Argint, neferoase rare și extrem de scumpe, petrol, gaze. Dar da, și aur. De fapt, iarăși poate n-o să vă vină să credeți, oficial nici nu prea știm exact ce rezerve naturale avem în subsol. Conform Enciclopediei Resurselor Minerale din România, rezervele țării noastre s-ar ridica la cel puțin 734,8 miliarde de euro, ceea ce ne situează pe locul 4 în Europa. Aflându-se în pământ, este nevoie de prospecțiuni constante pentru a găsi și evalua zăcămintele. Dacă pe vremea lui Ceaușescu aceste hărți geologice erau constant actualizate, iar cercetătorii de la întreprinderea de prospecțiuni și foraje geofizica doar cu asta se ocupau, după 1990 nu s-a mai preocupat nimeni în mod oficial de asta și inclusiv hărțile de pe vremea comuniștilor au ajuns în mâinile unor afaceriști după privatizarea întreprinderii de prospecțiuni. Subliniem, în mod oficial, pentru că neoficial, cu siguranță că acești afaceriști nu au luat acele hărți ca să și le atârne pe pereți. Așadar, putem cita date oficiale la nivelul anului 1987 de la geofizica, ce arătau că se extraseseră circa 2070 de tone de aur, dar că mai avem zăcăminte de încă 6000 de tone, lucru care ne-ar situa pe locul 5 în lume, după Africa de Sud, Canada, Statele Unite și Australia, și care ar valora 250 de miliarde de dolari. Pe lângă aur însă, aceleași zăcăminte mai ascund și argint și metale rare și extrem de valoroase, precum arseniu, galiu, germaniu, molibden, titan, vanadium sau wolfram. Așadar, o adevărată comoară ascunsă în inima României, care desigur că ar putea fi chiar mult mai mare de atât. Dar, deși atunci când spui aur, oricine se gândește la bogăție, România nu doar că nu a prosperat de pe urma acestei averi, ci suntem probabil singura țară din lume care a reușit să declare afacerea extracției de aur ca fiind neprofitabilă. Ca să nu mai vorbim despre faptul că, tot pe vremea lui Ceaușescu, România deținea concesiuni de mine de aur chiar și în alte state. Puteam extrage cupru, aur și argint din Congo, cupru, aur, argint, dar și diamante din Republica Centrafricană, de asemenea aur, argint și cupru din Peru și Chile. România fondase entități mixte cu statele respective, în parteneriate de 50-50%, iar producția era vândută la bursă. După unele estimări, partea care îi revenea României se ridica la aproximativ 400 de milioane de dolari. Cu alte țări africane aveam acorduri să ne plătească în resurse diferitele construcții și servicii pe care le făceam acolo, iar românii construiau pe vremea aceea. În Sudan, de exemplu, le-am construit inclusiv clădirea Parlamentului, iar Sudan extrage anual 75 de tone de aur și peste 500.000 de barili de petrol pe zi, adică dublul consumului României. Acum, la 30 de ani de la Revoluție, nu doar că nu mai extragem aur și alte resurse,
produse din alte țări, dar, cum ziceam, exploatarea minelor de aur a fost declarată neprofitabilă printr-un document oficial în anul 2006. Am pierdut și dreptul de a marca aurul după ce Banca Națională a refuzat să mai cumpere aur din exploatările interne, iar acum, când multe țări vor să-și mărească rezerva de aur, noi, dacă am vrea să facem același lucru, ar trebui să cumpărăm din exterior. Mai trist este că nici dacă și-ar pune cineva în cap să repornească această industrie de aur, ar fi aproape imposibil, fiindcă jaful a fost atât de bine realizat. Vom explica imediat de ce. După ce romanii au extras de la noi 500 de tone de aur, iar austro-ungarii vreo 800, în era tehnologiei oficial, noi nu suntem în stare să scoatem din pământ niciun gram. Vine vorba din pământ. În patrulaterul aurifer din munții Apuseni, la mina Bârza, de exemplu, după cum arată ultimele imagini filmate înainte de închidere, aurul îl iei cu mâna goală de pe pereți și se spunea la momentul închiderii minei că este cel mai pur aur din lume. Uite, vezi? Uite. E spectaculos, e o încântare, vă spun și... Dar să vedeți, vezi? Gândiți-vă că acum 15 ani erau 50 de locuri în care se făcea aur nativ. Și de toate formele, roz, verde, negru... Și nu doar că nu câștigăm nimic din imensa bogăție care zace sub noi, dar bâlbele autorităților și poate și un șir de ticăloșii riscă să coste statul român, adică pe noi toți, peste 4,4 miliarde de dolari în procesul de la Washington privind Roșia Montană. Asta în timp ce, fix lângă minele închise pe motiv că sunt secate, firme străine declară că au descoperit noi zăcăminte și au depus acte la autorități pentru obținerea de licențe de explorare și exploatare.